Asupra boxului nu se poate discuta decât dacă ai o serie de elemente asumate și o să te întreb, Claudiu, biomecanica loviturilor în box. Da, într-adevăr, am zis că nu pot să las partea de pregătire doar așa vagă. Zici bine, mă duc să dau două directe, mă duc să dau două din astea, cum îi spune, croșee, uper, că mai știu eu ce lovituri, ce combinații de lovituri. Și îți apare aici în carte, du-te și dă două croșee. Ce trebuie să fac acolo? Trebuia explicate. Și atunci, cu partea asta de biomecanică, și partea de siguranță, de fapt, de protejarea sportivului, totodată și protejarea sportivului, trebuia să o explic. Și am început să explic începând de la poziția brațului, cum trebuie să fie, poziția corpului, mișcarea de masă a corpului. Pentru că o lovitură, dacă pleacă, și dacă pleacă crispată, de exemplu, aia nu o să aibă o finalitate niciodată bună. Finalitatea trebuie să fie dintr-o lovitură relaxată, masa corpului se transformă, se duce în pumn, în finalul pumnului. Și acolo finalul trebuie să fie exact cum trebuie să fie pumnul, cum trebuie să atingă ținta, sub ce poziție, cum trebuie să formeze linia corpului, pentru că dacă la pumnul respectiv ai pus o forță foarte mare, greutatea corpului, să zic, unul care ai plus 90 și, vorbim la categoriile mari, 100 de kilograme într-un pumn, se transformă în 200-300 și se poate duce și mai sus. Dacă poziția brațului nu este corespunzătoare, în acele momente pot apărea accidente. Rupturi de musculare, osoase. Iar și așa se întâmplă accidente, chiar dacă știi. Posibil, adversarul își modifică poziția și e posibil din cauza forței să... Însă este totuși, deși pare un sport dur, este un sport în care protecția și asumarea acestui capitol este respectat cam de toată lumea. Iar tu, în cartea ta, această siguranță, foarte puține cărți de specialitate, și aici mă refer la Profilul Sport, o abordează. Eu nu puteam să las să trec pe lângă partea asta, că este foarte important. Având o experiență destul de mare în arbitraj, am arbitrat europene, mondiale, deci la categorie foarte înaltă, la un box de foarte mare calitate. Am văzut accidente, ce accidente se pot întâmpla, cum vedeți și la televizor, o mică greșeală. Se lasă cu knockout. Se lasă cu knockout, dar tot așa se poate lăsa și cu accidente de cealaltă parte, cu rupturi de brațe, de picioare, de câte alte ligamente, tot felul de accidente care pot să apară. Singura medalie a României la box obținută la Jocurile Olimpice, reușită de Nicolae Limca, a fost reușită de un sportiv, acest Nicolae Limca, în anii 50 și 1956, având mâna ruptă. Deci, se poate și cu mână ruptă. De exemplu, Bute, care a fost o vreme destul de îndelungată, sportivul nostru, până să plece, a plecat din anumite motive. Că așa, la un meci aici la Baia Mare, a boxat cu cineva, un adversar destul de bine legat și era atunci campion mondial. Și vreau să vă zic că în momentul în care i-a dat un pumn la ăla, s-a rupt... Era pur încasator. Da. Și a continuat meciul până la final și adrenalina e foarte mare. Deci, credeți-mă, vă spun din experiență. Eu adrenalină, Doamne ferește. Nu știu dacă problema este... Problema e după meci. Nu știu dacă există vreo durere atunci. După meci nu mai vreau să spun că are rost. Nu, adică cred că doar novocaina, cred că te ține sau mai știu. Mai depinde la ce. Eu am început viața sportivă undeva cu categoria 71 și am terminat undeva cu categoria plus. De, în funcție de cum ai urcat o categorie, deja se simte. De pe la 70 de kilograme, deja e multă forță. Mulțumesc antrenorului meu, Gicu Man, care este în pensie acum. Vreau să vă zic că el a fost unul care a ținut
cont de așa ceva, adică de protecție, ca să nu avem probleme nici după, nici înainte. Și, ca o mică paranteză față de subiectul nostru, cum vezi tu ascensiunea boxului feminin? Ești în domeniu? Da, este pentru oricine sportul ăsta, nu de asta. Nu este numai pentru... Nu este un sport dur. Toată lumea îl vede dur. Vai că e lovit, că nu știu ce și e dur. Nu. Sportul este ca să nu încasezi lovituri. Nu să încasezi lovituri. Și pentru asta poate să o facă și o femeie. Noi am avut cele prin țară când s-a inventat boxul, a început să apară boxul feminin, ne-am trezit că am avut 18 medalii. Deci nu una, 18. La un singur campionat. Dar minte, nu e greu. Și de asta vă spun, nu e greu. Se poate, nu știu. Poate, se poate. Am fost, de exemplu, europenele din Ungaria, pe Balaton s-a ținut, ca și arbitru. Păi au fost meciuri ca la băieți. Nicio diferență. Nicio diferență. Deci, vezi, bătându-se, adevărat. Nu ca și... Claudiu, cum spuneai tu, săptămâna trecută, lume bună la Secretul Mamației, în lumea boxului, unde ai fost și tu prezent, în calitate de oficial, arbitru, Cupa României. Nume importante din lumea boxului prezente la acest eveniment. Din lumea boxului a fost Mihai Lauru, care a fost un om care a susținut boxul, nu un pic, an la rând, boxul și boxerii. I-a ajutat și datorită acestui aspect au putut să ajungă la mare înălțime boxerie. Pentru că, vedeți, toată lumea, cu toate că sunt costurile un pic mai mici, nu sunt așa de mari, costurile sunt la un nivel mici pentru un sport de echipă. Pentru că noi acolo merge unul singur sau doi, un vârf, nu poate să meargă toți. Și acolo el singur numai se bate, acolo se bate o echipă. Costurile la o echipă cu costurile la un sportiv deja sunt diferență mare. Mm. Și au putut cumva să susțină și bineînțeles că și în spate există o pepinieră și aia trebuie întreținută. Nu sunt costuri nici mici, dar oricum mai mici ca la un sport de echipă. A fost domnul Lauruc, a fost președintele Federației Române de Box, domnul Vasile Câtea, directorul, bineînțeles că el a fost și s-a ocupat de organizare, a fost doamna director de la CSS2 Alina Trifoi, pentru că noi avem un sportiv care a luat și medalia de aur, care a boxat la noi, Ramon Samuel, a luat medalia de aur. A fost Filip Cristian, care a luat medalia de aur, tot sportivul nostru din Baia Mare. Deja aveți și voi niște vârfuri de lance. Păi avem, la pentru că, CSS2 Baia păi Mare. Avem, pentru că numai singura problemă care apare la noi la sporturile școlare, deci la nivel de școlare, noi putem să-i ținem până când au 18 ani, datorită faptului că s-a desfințat, să zic așa, CSM-ul la noi și nu mai avem continuitate. Sportivii noștri pleacă de la noi. Eu l-am adus pe Filip, eu împreună și cu... Și pleacă la un alt club, ori se pot ca lăsa. Și club, discutând până la nivelul de campion național, european, mondial, nu știu ce, pe când ajunge în... să ajungă valoare și așa să putem să... Îl iau un club. L-au luat clubul Rapid din București, din Amă și nu știu ce. Și nu culegeți roadele... Noi am cules roadele cum ar veni, dar... Eu sunt foarte mulțumit dacă sportivul știu că și-a atins ținta. Nu contează că dacă au plecat de la mine și s-au dus mai departe, chiar nu mă interesează. Sunt foarte bucuros că se duce. Aici poate că e sincopa acestor... Ce mă deranjează, vă spun ce mă deranjează, faptul că autoritățile locale nu s-au implicat mai mult în la acest aspect. Adică sportivii noștri, să nu-i pierdem de aici, de la noi, din oraș, din județ, să-i ținem tot aici, dacă tot muncim cu ei, dacă tot facem, să-l iau și să zic, nu, du-te, unde vrei. Practic vorbim de trecerea lui de la juniorat la seniorat. Da, aici se creează. Da, acolo am pierdut. De la 18 ani eu l-am pierdut. Gata. Și mai rămâi doar cu satisfacție exact. De natură morală. Da. Alina Trifoi, directorul, s-a ocupat foarte mult și acum și la competiție a fost, a premiat și sportivi și zicea la un moment dat, domnule, dar ce facem în condițiile astea? Păi, doamne, nu știu, gândiți-vă dumneavoastră. Gândiți-vă să luați, nu știu, la nivel de, nu știu,
localitate, la nivel de primărie, de Consiliu Județean și să, nu știu, să facă ceva cu CSM-ul ăla, să nu-l lase așa, să se ducă pe apa sâmbetei. Pentru că ai o colaborare foarte bună și cu colegii din Sighet, va avea loc o lansare de carte și la Sighet? Bineînțeles, cei de la Sighet mi-au spus, fiind capitala boxului, să, și sunt foarte mulți boxeri și la Sighet și au secție de box, foarte mulți iubitori ai boxului, m-au rugat să mă duc să fac o lansare de carte. Acum nu pot să spun exact data, că încă nu s-a stabilit, dar vom merge și vom face și o lansare de carte acolo. Și, bineînțeles, am uitat să vă zic cărțile, eu nu le-am pus pentru... la nimeni nu am dat pentru bani, doar pentru... pe gratis. Cei interesați, unde pot să găsească cartea? Păi mă găsesc pe Facebook, sunt acolo tot timpul, acum cu Facebook-ul ăsta, plus că în oraș, acum cine nu mă cunoaște, mă cunosc aproape toți oamenii ai sportului, că la un om de rând doar poate să vadă niște citate destul de frumoase, care sunt al lui Muhammad Ali și al lui George Foreman, care sunt pe cele două și tot așa mai am și pe celelalte cărți. Dar în fiecare, dacă o să vă uitați la finalul fiecărei cărți, am niște citate de marilor boxeri ai timpurilor și, și despre ce au realizat în viață. Altul mai puțin, altul mai mult, de unde au venit, din ce pătură socială, ce au făcut și... Sunt foarte interesant. De oameni adevărat? De oameni care s-au dedicat pentru sportul acesta. Să citesc doar un citat din Muhammad Ali. Am urât fiecare minut din antrenament, dar mi-am zis, nu renunța, sufer acum și trăiește restul vieții tale ca un campion. Iată, da. un citat moralizator, un citat care te atinge. Te mobilizează. Te atinge profund. Pe final de emisiune, pentru că mai avem și vom face o trecere rapidă a evenimentelor din acest weekend, o să te întreb. Pe modelul Vitali Klitschko, vei intra și în viața politică? Acum, eu n-aș vrea să politizăm și să amestecăm politica cu sportul în momentul de față la această emisiune. Da, într-adevăr, o să candidez. Mi-am anunțat candidatura pentru funcția de primar la Baia Mare. Vreau să fac ceva aici un pic mai mult, așa m-am gândit și despre asta poate o să discut într-o emisiune politică, nici de cum despre. Pe segmentul sport, crezi că la momentul actual se poate face Se poate ceva? Face foarte multe, foarte multe. Și acum am un proiect indiferent dacă voi ajunge în funcția sau nu voi ajunge, sau voi câștiga lege sau nu voi câștiga. Important este că vreau să fac și acum un proiect foarte frumos. Este Olimpiada, peste următoarea Olimpiadă și un centru de excelență unde voi aduce cei mai buni și selecțiile vreau să le fac de 90% din județ doar, unde toți sportivii vor avea cazare, mâncare, diurnă și tot ce au nevoie ca să poată să facă sport, sport de performanță. Practic este un model extrem de interesant. Tu vii dintr-o instituție respectabilă, CSSD Baia Mare, care, așa cum spune, pregătește sportivii, dar și se ocupă de ei și au grijă de ei, cazare, masă, program de antrenament, deci atât o viață ordonată. Claudiu, îți mulțumesc! Mult și succes! Și eu vă mulțumesc pentru... Pe linia boxului, pe linia scrisului și, de ce nu, în lumea politică. Model Vitali Klitschko. Mulțumesc! Domnule, domnișoare și domnilor, a fost pentru dumneavoastră în această seară profesor doctorand, antrenor Claudiu Gheorghe Filip, șeful catedrei de box din cadrul Clubului Sportiv Școlar 2 Baia Mare, două lucrări de excepție pe care le vedeți în fața dumneavoastră și care pentru specialiști sunt o mană cerească. La final de emisiune, cum spuneam, vom schimba registrul și îi voi ruga pe colegii din studio să vă ofere câteva interviuri venite din lumea fotbalului, pentru că CSM-ul Baia Mare a învins-o pe Sănătatea Servicii Publice Cluj cu un interviu David Simion, capitanul de echipă al echipei băimărene. Handbaliștii de la Minaul Baia Mare s-au impus în prima manșă a sfertului de final în fața formației Bregenz Handball din Austria 37-31 cu două interviuri, Tudor Botea și Barna Buzogani.
Două interviuri venite și din lumea voleiului cu Marius Botea și centrul formației Băimalene și Eduard Catrina și nu în ultimul rând cu antrenorul Clubului Sportiv de Orientare CS Maratin Rivulus Dominarum, este vorba de domnul Nocorat. Încă o dată mulțumim invitatului meu din această seară, mult succes pe linie sportivă și de ce nu în plan politic, atât pentru astăzi, doamnă domnișoară și domnul, punem punct aici emisiunii Sport Plus, cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare, până atunci toate cele bune, la revedere! David Simion, un final de sezon regulat cu o victorie în fața unei formații cu care vă veți lupta și în play-out, Sănătatea Cluj, un 2-0, însă după pauză ați reușit să spargeți gheața, a dispărut acel trac după minutul 57. Cum s-a văzut din teren acest joc? Bună ziua! Se pare că pentru noi o victorie trebuie muncită până în a doua repriză pe final, nu știu de ce, am jucat bine pe tot parcursul meciului și cred că ați văzut și voi. A fost o unitate pe care o are nevoie echipa asta și am simțit-o toată săptămâna. Băieții au dat dovadă de caracter, de unitate, am fost într-adevăr o echipă adevărată și cu o mentalitate de genul sunt sigur că nicio echipă din eșalonul al treilea nu poate să... Adică putem să ne batem de la egal la egal cu oricine din eșalonul al treilea. V-ați luat măsuri suplimentare de siguranță în condiții în care Sănătatea vine la voi după o victorie în fața lui CSM Sighet? Da, bineînțeles că i-am analizat și am încercat să le contracarăm orice scheme pe care le-au avut și normal că și noi ne-am luat măsuri de precauție. Foarte multe ocazii rosite, cum spuneam în prima oră. Nu pot să zic că au fost neapărat ocazii rosite, poate a fost și neșansa, adică băieții chiar mi se pare că au dat tot, au încercat să scoate din orice fază maximul, dar poate a fost și neșansa, tracul, cum a spus și dumneavoastră, dar într-un final a ieșit bine. Cum vezi tu în continuare lupta în play-out? Deja se cam știu echipele. Și cât de importante vor fi punctele obținute, mai ales în deplasare? Fiecare meci este crucial pentru noi, pentru că suntem în situația în care suntem. O să încercăm să tratăm fiecare meci de acum încolo ca și pe o finală. Și eu zic că dacă suntem tot așa de uniți, în 6-7 etape o să scăpăm de emoțiile de retrogradare. Ești capitanul echipei și fundaș de meserie, exceptând meciul extrem de prost de la Sfânt Andrei, apărarea ia greu gol. Cât de important este pentru voi să nu primiți gol și ce s-a schimbat față de sezonul de toamnă? Bineînțeles că este important pentru echipă să nu ia gol, pentru că noi, în primul rând, dăm încredere echipei și dacă din spate se oferă o stabilitate, bineînțeles că și cei din față au încredere că putem să câștigăm fiecare meci. Ați simțit astăzi revenirea în teren al lui Paul Badin? Da, chiar am simțit-o. Paul, un jucător cu o experiență foarte mare, ne-a ajutat, s-a văzut și în joc, a oferit încredere echipei, ne-a dat un imbold și, bineînțeles, s-a văzut și prin pasa de gol și prin ocaziile pe care și le-a creat. Ce vă propuneți și ce așteptări aveți de la sezonul de play-off care începe, un sezon cu 10 meci? Ne propunem ca să ne asigurăm cât mai repede salvarea de la retrogradare și să jucăm un fotbal cât mai frumos. Crezi că pentru voi este important și jocul rezultatelor, ca celelalte competitori în play-off să se încurce una pe alta?
Noi nu ne... Da, se poate să fie importat și ce fac celelalte contracandidate la retrogradare, dar noi ne vedem de treaba noastră și, bineînțeles, încercăm să ne îmbunătățim jocul de la mijloc meci. Cum te-ai simțit ca și capitan, având responsabilitatea conducerii unei echipe, în mare parte experimentată? Este o onoare să fiu capitanul al acestei echipe. Eu sunt băimărean, joc la această echipă de la 7 ani și sunt extrem de mândru că pot să fiu capitanul acestei echipe. Pe cine vezi în lupta de retrogradare? Pe ce echipe crezi tu că trebuie să depășim? Cele tinerite noastre. Nu o să dau nume. Îți mulțumim. Mulțumim. Tudor Botea, o victorie importantă, muncită, 37-31, cu un aport important al tău, 8 goluri astăzi. Eu cred că a fost un joc colectiv foarte bun astăzi. Cred că, mai ales pe parte de atac pozițional și de faze rapide, am depus un efort incredibil. Drept dovadă am și marcat în total 37 de goluri, ceea ce e extraordinar, mai ales în cupele europene. A avut un ritm foarte bun, asta ne-a pus în mișcare și astăzi s-au găsit multe soluții pe atac. O formație agresivă, o formație arțăgoasă, echipa austriacă, însă a reușit în final un forcing care vă asigură 6 goluri. Crezi că sunt suficiente pentru retur? Nu cred că sunt suficiente, pentru că au arătat că pot să alerge timp de 60 de minute. Cred că ați văzut că și pe final au depus foarte mult efort încercând să ne prindă descoperiți. La ei acasă nu va fi presiunea pe ei, va fi pe noi. Pentru că ați văzut ce a fost astăzi în sală, atmosfera a fost minunată. Și fanii ne-au ajutat să mergem la 6 goluri diferență în final. Cred că trebuie să fim foarte precauți și să pregătim foarte bine meciul retur. Din punct de fizic ați resimțit jocul cu CSM București și faptul că între tur și retur aveți un meci de Cupa României, cu Vaslui. Da, le resimțim toate, mai ales că avem câțiva jucători lipsă în frunte cu Vuici, care e absent și așteptăm să revină în cel mai scurt timp, și cu jucătorii care au plecat. E nevoie să ne dozăm efortul, pentru că știm foarte bine că surprize pot apărea. Noi suntem o echipă care muncim pentru puncte și pentru calificări și dacă abordăm vreun meci fără să fim 100% putem avea probleme. Tudor, îți mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumesc. Marina Bodogani, o victorie 37-31, un scor important și un avans de 6 goluri într-un meci de cupe europeane. Cum ai văzut meciul din poartă și cât de important a fost astăzi aportul vostru, portalul? Bineînțeles, a fost un meci greu, așa și așteptam. Cred că fiecare din echipă și-a dorit și a pus 100% pe teren. Ne bucurăm că am câștigat. Foarte important alea 6 goluri, pentru că când mergem acolo o să fie și mai greu. Crezi că austriecii sunt capabili să întoarcă rezultatul? Da. O să fie un meci foarte greu. Alea 6 goluri sunt foarte importante, care sunt lucrate chiar cu sânge. O să dăm tot și vom vedea. Acum o să avem o perioadă foarte grea, pentru că în fiecare 3-4 zile o să avem un meci. Dar pentru asta am lucrat. Practic, oboseala este principalul vostru adversar. Exact. Ați avut meciul cu CSM București, iar între cele două meciuri cu austrieci, meciul cu Vaslui din Cupa României. Exact. Deci, și cu Vaslui o să fie foarte greu, pentru că jucăm miercuri, apoi o să avem un drum lung până Austria. Vom vedea. Îți mulțumesc și multă baftă! Mulțumesc! Domnule profesor, o nouă reușită, Cupa Rivulus Dominarum, ediția 11 la Baia Mare, 12 cluburi, peste 66 de sportivi, cum spuneam, o reușită pe deplin orientalistică. Sperăm că această ediție a fost de bun avut pentru pregătire, pentru sportivii care se pregătesc pentru diferite campionate. Am avut onoarea să avem și o reprezentantă din Ungaria la categoria 35 de ani. Ne-am chinuit să facem niște labirinturi și niște trasee mai deosebite pe care nu prea erau obișnuiți copiii. O reușită bună, copiii s-au mobilizat, au fost foarte mulți copii de la
o categorie Open de la școlile din Baia Mare Siget, în special Octavian Goga și o școală, nu știu care, după număr, de la Siget, o doamnă profesoară. Noi sperăm că a fost un concurs reușit, le-a plăcut și ne dorim succes mai departe la concursul. Ați externalizat oricum această competiție pentru că a fost sportiv și din satul mare, Zalău, da, și chiar o sportivă din Ungaria. Da, da, am avut onoarea să participăm cu, să participe și din alte județe. Noi suntem, ne mulțumim că ne-am onorat cu prezența. Să vedem dacă anul viitor vom face, că e vorba că liceul de aici se mută și nu știu dacă totuși vom avea acces mai departe după 11 ani de activitate ce am avut în sala lor de sport. Dacă totul iese bine, atunci vom face anul viitor încă o ediție nouă. Domnule profesor, vă mulțumesc și mult succes. Cu plăcere, mulțumesc. Da, un meci important astăzi împotriva formației Universitatea Cluj, un meci care trebuie să vă asigure liniștea rămânerii pe prima scenă. Da, normal, trebuie să ne asigure liniștea și noi sperăm să facem un meci frumos și cu ei după una viitoare la ei acasă. Cel mai probabil veți juca pentru locurile 9-10 cu formația din Dej. Cum vezi tu acest final de campionat? Noi ne vom antrena cu siguranță, așteptăm să jucăm cu Dejul și vom da tot ce putem să luăm locul nou. E posibil ca din vară să părăsești clubul Băimărea? Da, este posibil și aștept să văd oferte noi sau Există ceva concret până la această dată? Momentan nimic. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Marius, o victorie cu 3-1 în cel de-al doilea meci al play-out-ului contra lui Cluj, însă cu fiecare punct în care a fost nevoie să vă întrebuințați. Da, din punctul meu de vedere, Clujul a jucat mult mai bine astăzi, adică în primul rând a făcut mult mai puține greșeli ca și ieri, aproape inexistente pentru o echipă de talea lor sau față de ce au făcut ieri. Noi cred că am, în momentele cheie, în primul set, mă refer, am greșit mai mult decât ar fi trebuit. Dar până la urmă eu sunt mulțumit, este un rezultat corect față de ce s-a întâmplat astăzi în teren și poate că este mai bine pentru noi că am pierdut astăzi un set și vom merge altfel la Cluj, adică nu vom merge chiar așa de relaxați cum s-ar fi întâmplat dacă am reușit așa astăzi. Este acesta un semnal de alarmă pentru următoarele, posibile următoare trei jocuri, în condițiile în care actualul sistem te poate trimite cu trei înfrângeri în Liga 2? Bineînțeles, se poate întâmpla orice în acest sistem. Acum, ca să fim sinceri, echipa noastră este clar mai bună decât noi. Doar dacă nu facem noi pași greșiți, vom ajunge în divizia B. Eu sper să nu se întâmple treaba asta, nici nu mă gândesc la așa ceva și încă o dată eu cred că suntem peste Cluj. Dar trebuie să ne respectăm adversarul și mai ales să jucăm serios și pentru fiecare. Per total o evoluție mult mai bună, ținând cont de faptul că anul trecut s-a intrat cu mult mai puține puncte în play-out față de ediția din acesta. Da, acum nu mai contează, zic eu. Într-adevăr, anul trecut a fost altceva. Anul acesta au fost câteva echipe foarte bune, chiar și în partea de jos a clasamentului. Din punctul meu de vedere, chiar și noi, adică echipa de pe locul nou, a jucat foarte bine în acest campionat. Noi, ca și echipă Explorer, până la urmă am câștigat 3-1 cu Steaua, am câștigat 3-0, respectiv 3-1 împotriva Zalăului, deci am avut niște rezultate foarte bune, care, până la urmă, ne dădeau, să zic, iluzia că vom fi în primele 8 echipe. Am sperat până în ultima clipă, nu s-a putut. Acum trebuie să rămânem concentrați până la final și să plecăm de la Cluj obligatoriu cu victorie. Va urma un final de campionat, cel mai probabil cu ultimele meciuri contra Dejului. Cred că 2 din 3. Exact ce povesteam acum, am trebuit să ajungem acolo, dar dacă va fi așa, într-adevăr, va fi un singur, va fi un, adică, mă rog, meciul de clasament cu echipa, probabil, într-adevăr, de aici. Îți mulțumesc!